The VR Cinema este unul din primele cinematografe cu tehnologie de realitate virtuală din lume și e practic un loc unde oamenii care nu au acasă sau să zicem că nu își permit această tehnologie acasă, că încă are un cost oarecum prohibitiv, pot veni și pot încerca experiențele la noi. Și ce sunt experiențele în realitate virtuală sau de ce, cu ce sunt mai diferite filmele 360 față de filmele tradiționale? Sunt experiențe în care utilizatorul, persoana care privește, e în centrul acțiunii și practic fiind imersată, ea poate experimenta acțiunea din 360 de grade, adică mă învârt cu scaunul și mă uit în jurul meu și pot să văd acțiunea din mai multe unghiuri. Asta e, pe scurt, prima chestie care ne diferențiază față de un cinematograf obișnuit. The VR Cinema a început prin iunie 2017 ca o subsidiară a unei companii din Amsterdam, iar acum operăm pe cont propriu. Vizitatorii noștri pot încerca două tipuri de experiențe în funcție de gradul de interactivitate. Și astfel folosim tehnologia HTC Vive pentru pachetul de experiențe VR Champion, unde nivelul de interactivitate este crescut, poți să zbori, poți să călătorești în jurul lumii, să apuci obiecte cu mâna. Din acest pachet face parte și jocul Cosmos de la Escape Room VR. Este primul joc de escape room în realitate virtuală din lume și putem avea echipe de câte 4 persoane, iar aici cumva tot avatarul utilizatorului este imersat în joc și putem apuca obiecte cu mâna, putem crea obiecte, putem zbura folosind mâinile și evident interacționăm cu colegii noștri din mediul real. Iar al doilea tip de experiență sunt experiențele din pachetul VR Explorer și sunt practic cele structurate pe aceste scaune. Folosim tehnologia Samsung Gear VR și experiențele acestea au un nivel de interactivitate mai mic decât celelalte. Noi oferim o platformă tehnologică pentru cei care vor să experimenteze orice fel de experiență în realitate virtuală. Așadar, oamenii pot veni la noi, închiriază echipamentul și pot să vadă ce-și doresc ei și e disponibil în Oculus Store.